În contextul răspândirii variantei Omicron, au apărut noi simptome pe lângă cele clasice de COVID-19, precum tuse continuă, febră și pierderea mirosului sau a gustului. Este vorba despre căderea părului și conjunctivită. Specialiștii susțin că este necesară testarea în orice caz pentru a depista prezența virusului SARS-CoV-2. Și discutăm subiectul cu Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața, cu plăcere! Așadar, eram obișnuiți cu simptomele precum tuse, febră și pierderea mirosului sau a gustului, dar căderea părului și conjunctivita sunt deja simptome neobișnuite. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Sunt simptome neobișnuite pentru că varianta Omicron și-a schimbat un pic din patogenitate. Dacă varianta Delta afecta cu precădere plămânii și producea acea broncopneumonie virală, însoțită de febră, de dureri toracice, de dificultatea în respirație, varianta Omicron se multiplică cu precădere la nivelul zonei superioare a tractului respirator, în faringe, și atunci toată această simptomatologie se cantonează în zona superioară. Avem simptome asemănătoare unui traseu bronșite. Sigur că aceste manifestări de conjunctivită sau căderea părului sunt mediate și de inflamația pe care o determină multiplicarea virusului, dar și de modificările imunologice pe care le determină infecția cu SARS-CoV-2. Însă ceea ce este extrem de important este ca la cele mai mici semne de boală, discutăm de boală virală, de boală de viroză respiratorie, trebuie să ne testăm pentru a identifica rapid prezența virusului și a ne izola. Mă uitam totodată pe aceste lucruri postate de, iată, de cercetători, ci cum că, spuneau aceștia, conjunctivita apare la circa 2 zile de la infectare, iar căderea părului spre finalul bolii. Cam care ar fi explicația? Așa este, simptomatologia s-a redus. Vedem o reducere a debutului. Dacă la variantele precedente simptomele apăreau la 5-7 zile de la momentul infectării, acum ele apar mult mai repede, la 1-2 zile încep să fie prezente, pentru că virusul se multiplică, vă spuneam, în zona superioară a arborelui traheobronșic. De ce apare conjunctivita? Prima, pentru că este mediată de reacții de inflamație determinată de prezența virusului, iar căderea părului este un simptom tardiv, pentru că este mediat, vă spuneam, imun, abia după ce trece, ne îndreptăm spre faza de convalescență și apar aceste procese imunologice complexe, de cele mai multe ori printr-o scădere a imunității, pentru că după orice infecție avem o creștere a imunității care încearcă să elimine factorul respectiv și ulterior avem o prăbușire imunitară în faza de convalescență. Mai există și alte simptome ieșite din comun când vine vorba de tulpina Omicron, ceva la care ar trebui să fim atenți? Nu, nu există. În schimb, ceea ce poate păcăli, lipsa febrei și faptul că mirosul și gustul sunt prezente. Sunt simptome care ne pot înșela. Însă majoritatea simptomelor pe care le determină Omicron sunt în zona de trahee, de faringe, o traheobronșită, tuse, durere la înghițire, putem să avem nasul înfundat. Sunt toate aceste manifestări pe zona superioară a arborelui traheobronșic. Mulți privesc, domnule doctor, această nouă variantă a coronavirusului ca o simplă răceală. Cât de periculoasă este această atitudine, mai ales acum când ne așteptăm la o creștere alarmantă a numărului de cazuri COVID? Sigur că avem date că varianta Omicron determină forme mai blânde de boală comparativ cu variantele precedente. Acest lucru este publicat de țările din vest, care au număr impresionant de pacienți diagnosticați cu peste 200, aproape 300.000 de cazuri în fiecare zi. Într-adevăr, pentru persoanele vaccinate, majoritatea celor care au fost incluse în aceste studii sunt persoane vaccinate, îmbolnăvirea cu Omicron determină o banală transmisie. De asemenea, Marea Britanie a publicat ieri faptul că necesarul de spitalizare a scăzut. Dacă pentru varianta Delta oamenii rămâneau în spital între 10 și 11 zile, pentru varianta Omicron această perioadă s-a redus la 4-5 zile. Trebuie să primim în continuare cu responsabilitate varianta Omicron, pentru că nu știm niciunul dintre noi dacă ne vom îmbolnăvi cu această variantă virală, dacă vom face o formă ușoară de traheobronșită sau nu, cu atât mai mult
cu cât în România gradul de imunizare populațională este unul foarte scăzut. Tocmai în acest context ne putem compara cu țările unde rata de vaccinare este, iată, mai mare în ceea ce privește impactul pe care îl va avea valul 5 în țara noastră? Nu putem face această comparație, pentru că, vă spuneam, dacă discutăm de Franța, spre exemplu, imunizarea cu două doze a ajuns aproape la 90% din populație, iar cu doza boostă la 40%. Este evident că cele două scenarii vor fi diferite. Însă, dincolo de vaccinare, avem și studii pe modele animale, pe animale de laborator, care ne spun faptul că varianta Omicron, într-adevăr, nu afectează plămânii la fel de mult ca varianta Delta, ci mai degrabă zona Parisului. Ceea ce ne arată că, indiferent de statusul de vaccinare, totuși varianta Omicron pare să fie mai blândă comparativ cu variantele precedente. Cum vedeți dumneavoastră măsurile luate acum de autoritățile de la noi? Au fost luate aceste măsuri prea târziu și când vom vedea totodată efectele? Efectele apar undeva la două săptămâni de la momentul în care instaurăm anumite măsuri sanitare. Din măsurile adoptate, cred că recomandarea de a purta măști chirurgicale mi se pare una extrem de bună, pentru că măștile chirurgicale, dincolo de faptul că sunt alcătuite din trei straturi de material, aceste materiale din care sunt confecționate realizează niște forțe electrostatice care înlătură particulele virale și în acest fel previne contaminarea pacientului comparativ cu cele care sunt doar textile. De asemenea, mi se pare extrem de utilă înființarea acelor centre de evaluare și tratament a pacienților cu forme ușoare și medii, în contextul în care ne așteptăm ca varianta Omicron să determine forme mai blânde de boală. În acest fel, se realizează o scădere a presiunii la nivelul spitalelor și pacienții cu forme ușoare și medii se pot îndrepta spre aceste centre de evaluare și tratament.